Bine, ne-am găsit și astăzi o să călătorim împreună. Numele meu este Irina Băstărescu, sunt profesor de limba și literatură română la școala gimnazială numărul 10. Și am spus că o să continuăm povestea aceasta despre substantiv. Data trecută ați vorbit despre gen, număr și toate lucrurile generale despre substantiv. Ei bine, astăzi o să vorbim despre cazuri și funcții sintactice. O să începem cu o imagine pe care vreau să o priviți și să-mi spuneți ce credeți că sugerează această imagine, ce vedeți voi în această imagine. Copacul anotimpurilor. Copacul anotimpurilor. Exact. Sunt cele patru anotimpuri. Dacă ne gândim așa, ar putea să fie și vacanțele pe care le avem noi. Suntem vacanța de vară, ne lipsește o vacanță de toamnă, așa, nu am avut-o doar când eram mici. Dar poate o să punem o vorbă bună să avem și o vacanță de toamnă. Bun, acesta este tabloul anotimpurilor, iar acestea suntem noi. Să știți că și eu sunt aici, deși e imaginea unui adolescent. Suntem noi, suntem fiecare dintre noi, care vreau să faceți așa un scurt exercițiu de imaginație și să vă imaginați că pășiți, nu pe nori cum pășește acest adolescent, ci pe crengile acestui copac. Și treceți prin viață așa, fiind timizi, rebeli, liniștiți sau uneori curioși, așa cum suntem fiecare dintre noi. Vreau să vă spuneți un cuvânt cheie care credeți că ar fi sugestiv pentru aceste imagini. Un cuvânt cheie. Culoare. Culoare. Corect, foarte bine. Un alt cuvânt cheie care ce ar sugera tabloul acesta al anotimpurilor și adolescentul acesta care pășește așa printre anotimpuri. El rămâne la fel, credeți? Rămâne la fel acest adolescent? Pășind prin viață, pășind din vară în toamnă și din toamnă în primăvară. Rămâne la fel sau se schimbă? Se schimbă. Eu cred că unul dintre cuvintele cheie ar putea să fie schimbare. Schimbarea pe care o determină fiecare anotimp al vieții și vârsta. Ei bine, așa cum ne schimbăm noi, să știți că așa se schimbă, așa cum se schimbă lumea și noi, așa se schimbă și părțile de vorbire. Și substantivul este o parte de vorbire flexibilă. Ce înseamnă flexibilă? Se schimbă, da? Se schimbă. De ce? Pentru că substantivul este partea de vorbire care trebuie să redea toate aspectele acestea ale vieții. Și atunci, el își schimbă forma în funcție de ce. Vă mai amintiți? În funcție de ce își schimbă forma substantivul. Gen, număr și caz. Perfect. Gen, număr și caz. Așa este. Văd că știți deja foarte multe dintre aceste lucruri. Bun. Astăzi o să ne ocupăm de caz. Pentru că ora trecută v-ați ocupat de gen și de număr. Să știți că nu este ceva mai greu. Cazul este, de fapt, o formă efectiv pe care o ia substantivul pentru a identifica și pentru a exprima funcția sintactică într-o propoziție. Deci așa trebuie să vă gândiți voi la caz ca la o formă a substantivului. Bun. Și vreau să vă uitați și la această imagine. Ce vedem aici? Ce sunt acestea? Măști. Măști, pur și simplu. Știți de ce am ales aceste măști? Ei bine, vreau să vă gândiți la caz ca la o mască. Da? Deci substantivul este o mască. Dincolo de forma substantivului, voi trebuie să ghiciți cazul acestuia și funcția sintactică. Așa cum atunci când participăm la un bal mascat, încercăm să ghicim cine este în spatele acestei măști, așa și noi, când întâlnim un substantiv într-o propoziție, trebuie să dăm deoparte masca aceasta și să identificăm cazul și funcția sintactică. Care sunt indiciile care ne ajută pe noi să identificăm cazul și funcția sintactică? Sunt două indicii foarte importante. Și anume, întrebările la care răspunde substantivul respectiv. Și sunt o mulțime de întrebări pe care noi trebuie să le știm. Cum, când, ce, pentru cine, unde? Și al doilea indiciu sunt relațiile pe care le stabilește un substantiv cu celelalte cuvinte din propoziție. Da?
Deci acestea sunt cele două indicii care ne ajută pe noi să dăm deoparte această mască și să identificăm cazul și funcția sintactică. Bun. Vreau să vă gândiți așa la fiecare propoziție ca la o familie. Avem aici imaginea unei familii, da? Să ne imaginăm că această familie este o propoziție. Și cine apare în imaginea aceasta? Tatăl. Cine credeți că este tatăl dintr-o propoziție? Subiectul. Subiectul. Foarte bine. Și atunci mama ar trebui să fie? Predicatul. Exact. Foarte bine. Ce vedem? O săgeată care leagă subiectul de predicat, ceea ce arată relația de interdependență dintre mama și tata, dintre subiect și predicat. Ei bine, dar o familie nu este completă niciodată dacă nu sunt copii. Și vedem aici că sunt niște copii tare drăgălași și tare cuminți cu siguranță, care seamănă cu fiecare dintre noi. Da? Ei, copiii aceștia depind, din păcate, ați spune voi, de mama și de tata. Nu? O perioadă destul de mare de timp depind de mama și de tata. Și haideți să ne gândim la copilul acesta. Dacă depinde de un subiect care este exprimat printr-un substantiv, ce funcție sintactică va îndeplini? Atribut. Atribut. Da, foarte bine. Deci noi știm foarte bine aceste relații. De un substantiv depinde întotdeauna un atribut. Bun. Dacă predicatul este un verb, cine va depinde de verb? Complementul. Complementul. Exact. Și în afară de complement, mai avem circumstanțialul. Da? Știți că circumstanțialul înseamnă foarte mult complementul. Practic, complementul este o complinire obligatorie într-o propoziție a verbului, iar circumstanțialul este facultativ, poate să lipsească, aduce o informație suplimentară. Doar că și circumstanțialul depinde tot de verb. Da? Bun, dar într-o familie, de multe ori sunt mai mulți copii, da? Și atunci copilul mai mare este șef peste cel mai mic, nu? Și atunci copiii aceștia mai mici trebuie să asculte, pe lângă faptul că ascultă de mama și de tata, trebuie să asculte și de sora sau de fratele mai mare. Dacă complementul acesta este exprimat printr-un substantiv, ce funcție sintactică vor avea cuvintele care sunt reprezentate de acești copii? Dacă e substantiv, e atribut. Da? De ce am făcut această schemă? Pentru ca să înțelegeți voi că într-o propoziție este foarte, foarte important noi să identificăm relațiile. Vedeți că sunt tot felul de săgeți. Noi prima și prima dată pentru a identifica funcția și cazul într-o propoziție trebuie să vedem de cine depinde, pe cine determină sau care este regentul acelui cuvânt. Da? Ei bine, revenim la vacanță pentru că noi suntem în vacanță și cu siguranță trăim fiecare clipă cu bucurie. Și încercăm să legăm de vacanța aceasta cazurile substantivului. Încercăm să ne amintim cazurile. Poate să-mi spună cineva care sunt cele cinci cazuri ale substantivului? Nominativ, acuzativ, genitiv, dativ și vocativ. Foarte bine, foarte bine. Bun. În nominativ, de exemplu, am avea această propoziție. Vacanța la mare este grozavă, cu siguranță este grozavă. Nu identificăm încă funcția sintactică. Ne uităm doar la forma substantivului. În acuzativ, o altă propoziție ar fi am povestit despre vacanța trecută. Ce observăm? Forma substantivului vacanța este aceeași. Este aceeași. Și atunci noi trebuie să identificăm alte indicii pentru a vedea care dintre forme trimite la cazul nominativ și care la cazul acuzativ. În dativ, substantivul are altă formă. I-am dat vacanței la mare un aer de poveste. Observăm că substantivul are o formă puțin diferită, pentru că noi am spus că ideea aceasta a cazului este legată de forma substantivului. În genitiv, avem aceeași formă ca în dativ. Zilele vacanței sunt pline de surprize. Iar în vocativ, vacanță, să-mi dăruiești amintiri frumoase. Ce observăm? În nominativ și acuzativ este aceeași formă a substantivului, în dativ și genitiv aceeași formă, iar în vocativ o altă formă diferită. Ei bine, lucrul acesta aparent ne încurcă. De ce? Pentru că noi știm că descoperim cazul în funcție de formă și atunci trebuie să facem distinția aceasta între nominativ și acuzativ. Bun,
vom face această distincție prin întrebări și prin relații, cum am spus mai devreme. Adică, în cazul nominativ, soarele mi-a înseminat vacanța. De cine depinde substantivul soarele? De predicatul mi-a înseminat, adică cine mi-a înseminat vacanța. Perfect, perfect. Aceasta este și întrebarea. Corect, foarte bine. Iar la întrebarea cine răspunde? Răspunde soarele, subiectul adică. Adică subiectul, foarte bine. Deci noi ce trebuie să ținem minte și să fixăm? La întrebarea cine răspunde întotdeauna, pe, chiar dacă plouă, chiar dacă ninge, chiar dacă e soare, la întrebarea cine răspunde subiectul, da? Dar mai avem o propoziție. Mingea s-a spart. De cine depinde substantivul mingea? De predicatul s-a spart. S-a spart. S-a spart. Exact. Care este întrebarea pe care o adresăm de data aceasta? Ce? Ce s-a spart? Ce s-a spart? Perfect. Ce s-a spart? Și vedem că tot mingea, substantivul mingea, face acțiunea. Așadar, tot substantivul mingea îndeplinește funcția sintactică de subiect. Subiectul poate fi identificat prin două întrebări. Cine și ce? Întrebarea ce o vom mai regăsi și la altă funcție sintactică, dar vom face această diferență puțin mai târziu, da? Deci pentru a afla subiectul în nominativ, noi adresăm întrebarea cine sau ce predicatului, da? Bun, un alt exemplu. Aceasta este o poveste despre vacanță. De cine depinde substantivul poveste? De vacanță. De... Nu, de vacanță. De verbul este. Verbul este. Ei bine, aici avem o problemă. De ce? Verbul este, e ca și cum ar purta foarte multe măști în același timp. De ce? Dacă ne aducem noi aminte, verbul a fi poate să fie predicativ, copulativ, auxiliar. Își schimbă măștile așa cum vrea el. O să vorbim într-o lecție ulterioară despre verbul în general și despre verbul copulativ a fi. Ce trebuie să ne aducem noi aminte? Este faptul că a fi este verb predicativ atunci când formează singur predicatul. Cum știm că formează singur predicatul? Păi poate să fie înlocuit cu un alt verb. El are înțeles de sine stătător. Adică, copilul este la mare. Cu ce putem să înlocuim verbul este? Copilul se află la mare. Se află la mare, da. Și atunci înseamnă că acolo are valoare predicativă și el îndeplinește funcția sintactică de predicat verbal. În această situație nu mai putem să-l înlocuim cu nimic, da? Cu niciun verb. Și practic, substantivul poveste ne oferă informație despre subiectul acesta, da? Verbul copulativ este, realizează legătura între subiect și numele predicativ. Ele sunt împreună o unitate care formează predicatul nominal. Și noi știm foarte bine că un predicat nominal este alcătuit așadar din verbul copulativ este sau a fi și numele predicativ o poveste. Așadar, funcția sintactică a substantivului o poveste este de nume predicativ. Nu-l aflăm prin întrebări. Este bine să nu-l aflăm prin întrebări, ci identificând regentul, cuvântul de care depinde. Am spus că totul ține de relații și aici substantivul o poveste depinde de verbul este. Și nu trebuie să ne... Noi de fiecare dată când întâlnim verbul este, trebuie să ne oprim și să ne punem întrebarea. Mai ce cu verbul acesta? Este predicativ? Este copulativ? Da? Bun. Și trebuie să ținem minte acest lucru, că numele predicativ alcătuiește împreună cu verbul copulativ predicatul nominal. Așadar, cele două funcții sintactice pe care le cunoaștem noi în nominativ sunt cele de subiect și de nume predicativ. Da? E simplu, da? Până aici. Bun, mergem mai departe. Dar înainte de a trece la următorul caz, ne aducem, care este acuzativul, ne raportăm tot la două propoziții. Și anume, iubesc vacanța mare. De cine depinde substantivul vacanța? Hai că știți. Hai. Predicatul iubesc, nu? Deci, cine depinde substantivul din vacanță? Mă distrez în fiecare... Clipă. Perfect. Da. Clipă ca parte de vorbire. Ca parte de vorbire, clipă este
Da. Substantiv și are funcție sintactică de complement. Nu ne interesează. Da, exact, așa este. Complement, foarte bine, dar nu ne trebuie funcția sintactică deocamdată, da? Ce ne trebuie nouă să știm este că în primul exemplu, substantivul vacanța depinde de un verb, da? Și dacă depinde de un verb, el îndeplinește funcția sintactică de complement. De ce am scris aici subverb, adjectiv și adverb? O să vedem noi, în timp, și până când o să aveți în clasa 8-a, că un substantiv poate să depindă și de un adjectiv sau de un adverb și îndeplinește tot funcția sintactică de complement. Iar cele două tipuri de complemente care sunt specifice cazului acuzativ sunt complementele, complementul direct și complementul prepozițional. Da? Bun, în al doilea exemplu, ați spus voi că substantivul din vacanță depinde de un alt substantiv, da? De fapt, haideți să revenim, pentru că am uitat de circumstanțiale, da? De ce? Pentru că în cazul acuzativ, în afară de complement, există și circumstanțialele care depind tot de verbe. Iar circumstanțialele pe care le cunoașteți voi, care sunt în afară de cel de mod? Vreau să-mi răspunzi voi. De loc și de timp. Da. De loc și de timp. Bun. Acum revenim că m-am grăbit. Revenim la substantiv, da? Deci substantivul din vacanță depinde de un alt substantiv. Poate să depindă și de un înlocuitor al substantivului. Și noi știm că înlocuitorul substantivului este pronumele sau numeralul. Da? Ei, când depinde de un substantiv, are funcția sintactică de atribut. Deci în cazul acuzativ vom avea funcțiile sintactice de complement direct, prepozițional, circumstanțial de mod, timp, loc și de atribut. Bun, haideți să vedem exemplele. Dorul a văzut pe fratele lui pe plajă. De ce ne depinde substantivul pe fratele? A văzut. A văzut, da, de verb. De verb, corect. Întrebarea este? Pe cine a văzut? Pe cine a văzut? Exact, știați și voi întrebarea aceasta. Iar la întrebarea pe cine răspunde întotdeauna ce funcție sintactică? Complementul direct. Da? E o diferență. În nominativ actual avem doar întrebarea cine. În acuzativ avem întrebarea pe cine pentru complementul direct. Da? Bun, un alt exemplu. Am uitat colacul acasă. De cine depinde substantivul colacul? Te-am uitat. Am uitat. Corect. Bun. Care este întrebarea pe care o adresăm? Ce am uitat? Deci, la ce concluzie ajungem? Că noi aflăm complementul direct, adresăm două întrebări, și anume, pe cine sau ce? Observăm că această întrebare, ce, o regăsim și la subiectul din nominativ. O să facem această diferență ulterior, da? Deci deocamdată reținem. Complementul direct răspunde la două întrebări. Pe cine? Ce? Evident, adresate verbului, predicatului, da? Bun, Ana se gândește la vacanță. De cine depinde substantivul la vacanță? Se gândește. Care este întrebarea pe care o adresăm? La ce se gândește? Și la această întrebare, ce funcție sintactică răspunde? Complementul prepozițional. Exact, e cel mai simplu să știți complementul prepozițional. De ce? Pentru că el este însoțit de prepoziții. Pentru cine, pentru ce, de la cine, de la ce, la cine, la ce, sau despre cine și tot așa, tot felul de prepoziții, da? Deci, practic, noi cum aflăm complementul prepozițional? Adresând întrebarea cine sau ce verbului însoțită de prepoziție. Observăm că și complementul direct este însoțit de prepoziție, da? Dar prepoziția pe care însoțește complementul direct este pe, da? Deci, pe însoțește complementul direct sau poate să însoțească circumstanțialele, în timp ce toate celelalte propoziții, la, despre, pentru, cu, însoțesc complementul prepozițional. Deci, practic, voi când vedeți o prepoziție, dacă nu este pe, știți că acel substantiv, dacă depinde de un verb, îndeplinește funcția sintactică de complement prepozițional.
condițional. Bun. Să ne gândim ce facem noi când vine vara. Plecăm la bunici, da? Evident, substantivul la bunica, sunt două cuvinte în propoziție, depinde de verbul plec. Care este întrebarea pe care o adresăm verbului? Unde? Unde plec? Evident, unde plec? Iar la această întrebare răspunde ce funcție sintactică? Circumstanțială de loc. Perfect, pentru că ne arată locul, da? Unde? Ne trimite cu logic cu gândul la loc. Ce mai facem când vine? Și unde, care sunt celelalte întrebări pe care le adresăm înainte, în afară de unde? De unde până unde? Toate întrebările care se referă la loc. Încotro, dincotro, da? Bun. Unde mai plecăm când vine vara? În vacanță, da? Călătoresc în vacanță. Evident. Depinde de, substantivul în vacanță depinde de verbul călătoresc. Care este întrebarea pe care o adresăm? Când călătoresc? Când călătoresc, în vacanță. Da. Și care este funcția sintactică? Circumstanțială de timp. Corect. Iar întrebările le știți, da? Când, de când, până cât, cât timp? Merg cu entuziasm la mare. Care este întrebarea pe care o adresăm? Cum merg? Exact. Cum merg? Cum merg? Ne arată o modalitate, da? Și atunci, funcția sintactică este de? Circumstanțial de mult. Bun. Și are doar două întrebări. Cum și în ce fel? Ce observăm? Atenție! Toate circumstanțialele depind de verbe și sunt însoțite de prepoziții. Deci noi vom ține minte lucrul acesta. În acuzativ, circumstanțialele sunt însoțite întotdeauna de prepoziții, pentru că o să vedeți voi să învățați la anul faptul că aceste funcții sintactice pot să fie și în alt caz. Doar că diferența va fi făcută de prepozițiile de care sunt însoțite. Da? Bun. Mai departe, tot la acuzativ, ne oprim la altă propoziție. Îți povestesc aventurile din vacanță. De cine depinde substantivul din vacanță? De aventurile. Aventurile. Corect. Aventurile este ca parte de vorbire un? Substantiv. Înseamnă că funcția sintactică este de? Atribut. Atribut. E nevoie să punem întrebarea care aventuri? Putem să o punem. Dar nu avem nevoie de ea. De ce? Trebuie să gândim logic. Ne gândim la relații, da? Ca la familie. Depinde de un substantiv. Dacă depinde de un substantiv, înseamnă că îndeplinește funcția sintactică de atribut. Da? Bun, noi trebuie să vedem ce fel de atribut este, pentru că, așa cum sunt mai mulți frați într-o familie, pot să existe mai multe tipuri de atribute. Iar felul atributului este identificat prin partea de vorbire prin care se exprimă. O vacanță, două vacanțe, e substantiv toată ziua. Și atunci avem un atribut substantivat. Dar substantivul nostru nu este singur, ci este însoțit de o prepoziție. Și atunci e simplu, este atribut substantival prepozițional. Deci sfatul meu este să nu adresați întrebarea, ci să vedeți de cine depinde. Și atunci vă dați seama că este atribut și apoi gândiți logic în continuare. Da? Bun. Atenție. Vreau să vedem, să ne uităm, să ținem minte acest indiciu, că substantivele, în cazul acuzativ, sunt însoțite în general de prepoziții. Deci dacă voi aveți la un test, vă cere să identificați substantivele în acuzativ, este nevoie să puneți întrebările? De ce? Nu. Nu. Dacă vedeți că substantivele sunt însoțite de prepoziții și pot să fie foarte multe prepoziții, prepoziții simple, cu, de, după, sau prepoziții compuse, de peste, de pe sub, da? Deci toate aceste prepoziții sunt o marcă a acuzativului. Este un indiciu pentru acuzativ. Bun. Apar întotdeauna cu prepoziții substantivele în acuzativ? Nu. Nu. Există o excepție. Apar fără prepoziție când au funcția sintactică de complement direct și răspund la întrebarea ce. Ce cumpăr? Un bilet. Este complement direct. O să vedem de ce este complement direct și nu este subiect, pentru că noi am putea să spunem așa la un moment dat. Ei bine, dar la întrebarea ce răspunde și subiectul. Vom face această diferență acum. Așadar avem întrebarea ce, da? Care ne poate da bătăi de cap. De ce? Ne conduce și la nominativ și la acuzativ. Cum facem diferență? Ne pornim de la două exemple. Se construiește un castel de nisip. De cine depinde substantivul un castel? De se construiește.
Corect. Întrebarea pe care o adresăm logic este? Ce se construiește? Corect. Ce se construiește? Și eu vă spun că este subiect. Și voi mă credeți pe cuvânt. De ce? Nu trebuie să mă credeți pe cuvânt. Practic, substantivul în castel realizează acțiunea. Da? Și nu avem un alt subiect. Cum ne dăm seama noi dacă este subiect sau complement direct? Punem și întrebarea cine, pentru a vedea dacă face altcineva acțiunea. Cine se construiește? Nu există altcineva care să facă acțiunea. Nu există un alt subiect. Și atunci, chiar dacă răspunde la întrebarea ce, este subiect și nu complement direct, pentru că nu există un alt subiect. Acum vedem un alt exemplu. Dana construiește un castel. De cine depinde un castel? De construiește. Tot construiește. Și tot aceeași întrebare o pune. Ce construiește? Doar ca de această dată, un castel este complement direct. De ce este complement direct? Adresăm și întrebarea cine. Cine construiește? Dana. Dana. Perfect. Deci avem un subiect. Asta ce înseamnă? De fiecare dată când noi adresăm întrebarea ce, trebuie să verificăm dacă mai există un subiect în propoziție sau nu. Deci voi trebuie să țineți minte lucrul acesta. De fiecare dată când adresez întrebarea ce, mă gândesc așa, că am două posibilități. Pot să aflu funcția sintactică de subiect în nominativ sau complement direct în acuzativ. Pentru a ieși din această dilemă, trebuie să verific dacă există un alt subiect. Și verific foarte ușor. Cum? Adresând întrebarea cine. Cine se construiește? Nu există un alt subiect. Cine construiește? Dana. Da? Sper că ați înțeles cum facem diferența între subiectul în nominativ și complementul direct în acuzativ care răspunde la întrebarea ce. Bun. Acum vreau să facem repejor un caput, dacă o să mă descurc, în care să aplicăm lucrurile acestea. Bun, substantivele în cazul nominativ sunt. Eu n-am reușit să intri. Nu ai reușit să intri? Hai să facem, încearcă să bagi pinul. 1, 3, 9, 3, 2, 2, 5. Fără să pui spațiu între numerele, că poate asta e problema. Mi-a numerat propoziția, doar mi-a arătat răspunsurile atâta. Nu o văd în partea de sus. Haide că o citesc eu. Substantivele în cazul nominativ, dar e cam greu. Vântul nu bate. Te gândești care substantiv este în cazul nominativ? Vântul nu bate. Fetele și băieții sunt la festival. Elevul meu este doctor. Sunt. Care sunt substantivele? Ar trebui să vezi propoziția, pentru că altfel nu cred că te descurci. Haide să facem împreună acum. Vântul îndeplinește funcția sintactică de subiect și atunci este nominativ. Cine nu bate? Vântul. Cine sunt la festival? Fetele și băieții. Avem un subiect multiplu, da? Vreau să vă aduceți aminte de subiectul multiplu. Sunt la festival. La este un indiciu pentru acuzativ, deci nu este nominativ. Elevul meu este doctor. Cine este doctor? Elevul. Subiect, da? Iar doctor depinde de verbul copulativ este, care nu se poate înlocui cu se află, se găsește, și este în nominativ. Și atunci răspunsul corect este vântul, fetele, băieții, elevul, doctor. Da? Bun. Eu vă zic clasamentul. Și voi cred că vedeți. Maria e pe primul loc. Bravo. În propoziția, Monica, Atina și Celina sunt eleve harnice. Există două substantive nominativ, trei substantive nominativ, patru substantive nominativ. Bun, haideți să vedem răspunsul corect. Monica, Adina și Celina. Subiect multiplu. Ce sunt eleve harnice? Da? Avem trei și avem și un nume predicativ. Eleve, care devin de verbul copulativ, sunt. Bravo! Maria, Sara a trecut pe primul loc, acum.
În propoziția, bunicul meu a fost medic. Substantivul bunicul are funcția sintactică de... Aici e mai simplu. Subiect sau una predicativ. Subiect. Foarte bine. Cine a fost medic? Bunicul. Se tot schimbă clasamentul aici. Vacanța este o bucurie pentru copii. Substantivele vacanța și bucuria, bucurie, au următoarele funcții sintactice. Trebuie să vedeți dacă vacanță și bucurie sunt subiecte sau nu predicative. Bun, haideți să vedem. Vacanța este o bucurie pentru copii. Cine este o bucurie pentru copii? Vacanța. Așadar, vacanța este subiect, iar o bucurie depinde de verbul copulativ este, care nu se poate înlocui cu se află, se găsește, există. Și atunci înseamnă că este nume predicativ. Bun. Sara are cea mai mare rată de răspuns, 4. Bravo! Felicitări! În propoziția, el îl așteaptă pe fratele lui. Substantivul are funcția sintactică de pe fratele. Substantivul pe fratele. Ce funcție sintactică are? Trebuie să vedeți de cine depinde și care este întrebarea pe care o adresăm. Da? Deci două lucruri. De cine depinde și care este întrebarea pe care o adresăm. Complement direct. Răspunde la întrebarea pe cine îl așteaptă. Pe fratele. Bun. Ia să vedem. Clasamentul se schimbă. Deși primul loc văd că este adjudecat deocamdată. Bun, în propoziția, mă gândesc la copiii harnici. Substantivul are funcția sintactică de... La copiii, da? Vă uitați de ce ne depinde și care este întrebarea pe care o adresăm. Complement prepozițional. Are prepoziție, în primul rând, primul indiciu. Depinde de verbul mă gândesc. Și adresăm întrebarea la cine mă gândesc. Bun, perfect. Cred că urcă în clasament și Melissa. În propoziția, am plecat la munte. Substantivul are funcția sintactică de la munte. Sunt sigură că trebuia să vă pun mai răspuns mai scurt. Unde am plecat? Circumstanțial? Deloc. Corect. Bun. Următoarea întrebare. În propoziția, am citit cu plăcere cartea. Substantivul cu plăcere are funcția sintactică. Cum am citit? Cu plăcere. Circumstanțial de mod. Evident. Bun. Urmărim clasamentul la sfârșit. Și ne apropiem de sfârșit. În propoziția, romanul de aventuri este palpitant. Substantivul aventuri are funcția sintactică. Vedem de cine depinde. În primul rând. De cine depinde? De romanul. Depinde de un substantiv și atunci este atribut substantival prepozițional pentru că are prepoziția de. Da? Deci gândim logic și nu punem neapărat întrebarea. Bun, și ultima întrebare. În propoziția plec în vacanță la bunici, substantivul vacanță are funcția sintactică.
vă gândiți de cine, care este cuvântul de care depinde și care este întrebarea pe care o adresați. E simplu. Circumstanțial de timp. Când plec? În vacanță. Corect. Bun. Și să vedem și podiumul. Pe locul 3, Andrei. Pe locul 2, Doina. Și pe locul 1, cred că Sara. Bravo! Felicitări tuturor! Nu contează doar cine este pe locul 1, 2 sau 3. Locuri secundare, Melissa și Anastasia. Bun. E important să învățăm ceva, nu doar să câștigăm. Bun. Mergem acum mai departe. Da? Să încerc să opresc și capul. Bun. Mergem mai departe cu celelalte două cazuri pe care ar trebui să le... la care ar trebui să ne oprim. Care sunt cele două, celelalte două cazuri? Dativ și vocativ. Exact. Bun. Cazul dativ, mi-a spus voi, da? Și punem de la un exemplu. Părinții au dăruit fetiței o vacanță de vis. De cine depinde substantivul fetiței? Au dăruit. Perfect. Au dăruit. Care este întrebarea? Cui au dăruit? Cea mai simplă întrebare, nu? La întrebarea cui au dăruit, răspunde? Fetiții. Adică, complementul? Direct. Da? Recapitulăm așa, în viteză. La nominativ întrebăm întrebările cine, ce, care ne conduc la subiect, iar la numele predicativ nu avem întrebare. În acuzativ avem întrebările pe cine, ce, pentru complement direct. Sau, despre cine, cu cine, pentru cine... sau ce, pentru complementul prepozițional. Cum? Circumstanțial de mod, când? Circumstanțial de timp, unde? Circumstanțial de loc. Iar atributul încercăm să nu-l aflăm prin întrebare. Și am adăugat încă o întrebare. Cui? Prin care aflăm complementul indirect. Bun. Ce trebuie să ținem noi minte la dativ? Ce trebuie să observăm? Că substantivele proprii masculine sau feminine terminate în consoană sau de origine străină sunt precedate la dativ de cuvântul lui. Și cuvântul lui devine o marcă de caz, un indiciu, care ne arată să dăm deoparte masca aceea. Da? I-am spus lui Mihai un secret. Cui i-am spus? Lui Mihai. Lui acesta ne arată, este un indiciu care ne conduce spre cazul dativ. O să vedem că îl regăsim și în cazul genitiv. Dar pentru că depinde de un verb, clar, ne dăm seama că este în cazul dativ. Da? Bun. Dacă avem, i-am dat lui Carmen un colac. Cui i-am dat? Lui Carmen. Nu putem să spunem altfel. Așa este corect, da? Deci lui este o marcă de caz. Însă, dacă îi dăm, cum spunem corect? I-am dat lui Maria, i-am comunicat Mariei data excursiei sau i-am comunicat lui Maria data excursiei? Clar. I-am comunicat Mariei. I-am comunicat Mariei. Deci, vedeți, Danei, Mariei. Dar lui Andrei, lui Carmen, da? Ei, ce observăm noi? Forma aceasta ar trebui să fie un indiciu pentru cazul dativ. Ori forma cuvântul lui, ori forma aceasta de la final. Bun, deci și la dativ avem un indiciu. La acuzativ avem prepoziția. La dativ avem lui. Haideți să vedem la genitiv. La genitiv avem următorul exemplu. Culoarea mării este extraordinară. De cine depinde substantivul mării? De culoarea. Perfect. Care este substantiv. Tip. Dacă tu ești un substantiv, ce funcție sintactică? Care este întrebarea? Să vedem care e întrebarea. Nu avem nevoie neapărat de ea, dar putem să punem întrebarea. Care este întrebarea pe care o adresăm? A cui culoarea mării? Perfect. A cui culoare? A mării. Și această întrebare ne conduce la atributul substantival genitival. Nu avem nevoie neapărat de întrebare. Deși noi știm întrebările. Al cui, a cui, ai cui, ale cui. De ce? Substantivul mării depinde de un substantiv. Și dacă depinde de un substantiv, e atribut. O mare, două mări e substantiv. Înseamnă că este atribut substantival. Nu are prepoziție. Deci nu are cum să fie atribut prepozițional. Deci este atribut genitival. Punem întrebarea doar ca să ne verificăm. A cui culoare? A mării. Bun.
avem și aici un indiciu. Și anume, articolul genitival pe care îl întâlnim aici. A, al, ai, ale. Este o marcă de caz, da? Formele acestea le știm. Ei, noi când vedem articolul genitival, știm sigur că acel substantiv este în cazul genitiv. Deci am dat masca deoparte și știm direct că este în cazul genitiv. Nu știm încă funcția sintactică, poate, dar știm că este în cazul genitiv. Iar articolul acesta se acordă cu substantivul determinat în gen și număr. Adică, de exemplu, mâinile mici ale copiilor sunt pline de nisip. Ale, cu cine se acordă? Cu substantivul mâinile. Exact. Că de el depinde, da? Care este o mână, două mâini, feminin, plural, da? Deci nu vom spune mâinile mici a copiilor. Trebuie să avem mare grijă, da? Pentru că, deci, niciodată nu stă lângă substantiv articolul, lângă substantivul determinat. Și noi trebuie să-l căutăm, să-l vedem întotdeauna. Bun. Mai avem însă un caz. Care este ultimul caz? Vocativ. Da. Cel mai simplu. Unde mergi, Ana? Sau Ano? Ce observăm aici? Substantivul care, invocativ, este cel care arată o chemare. Sau atragem atenția cuiva. Când strigăm pe cineva. Atenție, că noi putem să, poeții, scriitori, în general, să folosească substantive comune pentru a le pune în vocativ. Spune Eminescu la un moment dat, lună, tu stăpâna lumii. Luna este în vocativ pentru că îi se adresează în mod direct lunii, nu? Da? Și ce observăm? Poate să aibă substantivul în vocativ aceeași formă cu nominativul, cum este Ana, sau altă formă, o formă proprie, Ano sau Lună, da? Noi îl identificăm prin ce? Tot prin indiciu, prin un indiciu. Și anume, faptul că se desparte prin virgulă de restul propoziției. Vedem virgula aici, da? Sau, uneori, după substantivul în vocativ se pune semnul exclamării, da? Dacă nu este o întrebare. Foarte important, lucru pe care voi îl știți, ați scăpat de o grijă la vocativ. Nu aveți funcție sintactică, da? Bun. Ce vroiam eu să facem era să identificăm, să construim niște propoziții repede, repede, oral. Puteți să-mi spuneți o propoziție în care substantivul prietenul să fie subiectul nominativ? Repejor. Simplă propoziția. Prietenul meu este coleg de clasă cu mine. Perfect, perfect. Eu am dat alt exemplu. Prietenul meu a plecat la munte. Perfect. Nume predicativ în nominativ. Prietenul meu este medic. Atenție, trebuie să pui în fața substantivului prieten. Ah, da, scuzați-mă. Medicul este prietenul meu. Exact. Invers. Bravo. Deci verbul a fi, îl punem în fața substantivului prietenul, da? Este prietenul. Corect. Compliment direct în acuzativ. Răspunde la întrebarea? Ce pe cine? Ce pe cine? Ce a adresat întrebarea? L-am văzut pe prietenul său. Perfect. Perfect. Pe cine l-am văzut? Pe prietenul său. Bun. Complement prepozițional. Mă duc la prietenul meu. Nu, nu, nu. Atenție. Mă duc la prietenul meu. Unde mă duc? Da? Trebuie să fie de mișcare. Nu folosiți verbul. Vorbeam despre prietenul nostru. Exact, exact. Despre cine vorbesc? Despre prietenul. Atenție! Un indiciu este să nu folosiți verbele de mișcare. Verbele de mișcare le folosim la circumstanțiale, da? Pentru că ele ne conduc la circumstanțiale. Dar un atribut substantival prepozițional în acuzativ. Puneți în fața substantivului prieten. Un alt substantiv. Vacanța cu prietenul meu a fost distractivă. Perfect. Vacanța cu prietenul meu a fost distractivă. Complement indirect în dativ. Răspunde la întrebarea? Cu meu o minge. Perfect. Perfect. Și atribut substantival genitiv în genitiv. Atenție! Prietenul trebuie să aibă altă formă ca în dativ. Deci mare forma prietenul, ci... Cartea prietenului este interesantă. Da, cartea prietenului este interesantă. Foarte bine. Trebuie să vă obișnuiți să construiți pentru că o să vi se ceară întotdeauna și la examen o să vi se ceară să faceți acest lucru. Bun. Aveți întrebări? Am ieșit din greșeală. Nu. Eu zic că lucrurile sunt clare, nu? Foarte clare. Eu v-am pregătit și un ordual pe care o să-l pun în chat ca să-l faceți voi. Și data viitoare
o să vorbim, este impropriu spus așa vorbim, despre pronume și numeral. De ce este impropriu spus vorbim? Pentru că o să vorbiți cu o colegă, doamna profesoară, tot doamna profesoară de la școala numărul 10, și anume doamna Lia Chelar. Noi o să ne întâlnim să mai vorbim despre verb în săptămâna următoare. Și până atunci vă doresc o vacanță plăcută și plină de tot felul de bucurii.